ziua și bine ați revenit la Prof Online. Și dragilor, să nu uitați să dați like sau share. Dragilor, așa te îndeamnă cu mult drag Richard. Îi zicem Ricky noi, da. Nu? Așa e, așa se spune, așa. Bun, așa facem. Și astăzi ne propunem să lucrăm cu numere fracționare. Da? Deci numere fracționare. Operații, să facem operații cu acestea. Și încă ceva, să facem chiar probleme. Să compunem probleme. Operații și probleme. Operații și probleme. Așa. Clasa a patra. Bun. Păi, spuneam și data trecută că oamenii au simțit nevoia să lucreze, că nu numai numerele întregi, cu numerele întregi ne întâlnim în practică, ci avem nevoie și de numere fracționare. Cum să reprezentăm o jumătate de pâine, o jumătate de măr, un sfert dintr-o măr. Așa au inventat numerele care, să zicem, sunt mai mici de un întreg, nu? Iată, dăm întreg un două pentru a reprezenta jumătate de măr. Și așa, forma asta de scriere a jumătății, a unei jumătăți de măr, de pâine, înseamnă că unul a fost împărțit în două. Reprezentăm chiar prin simbolistica asta, prin forma în care scriem, reprezentăm exact fenomenul care s-a întâmplat. Că unul a fost împărțit în două. Da? Unul împărțit la doi. Și acesta se scrie într-un alt mod, echivalent cu scrierea următoare, 1 supra 2. Deci linia de fracție, mă întrebai Noemi, ce vrea să însemne? O împărțire? Da, o împărțire, da? Că 1 a fost împărțit la 2. Adică întregul a fost împărțit în două și noi facem referire la una din cele două jumătăți. O jumătate, asta înseamnă, sau jumătatea în partea asta. Din două jumătăți, compunem întregul, nu? Deci, o doime plus o doime, scriem cum și voi, scrieți și voi, da? O doime plus o doime este egal cu un întreg. Da? Un întreg care poate să fie văzut ca fiind 2 pe 2. Deci, o doime plus o doime este un întreg, iar întregul poate fi scris ca 2 pe 2. Nu? Mai poate fi scris ca și 3 pe 3, ca și 4 pe 4 și mai departe. Sau eu am să continui cu 2, să las la numitor. Asta se numește numitor, da? Numitor, știm bine asta. Da, numitor. Numărător, cel de sus. Și cel de sus, numărător. Așa, să ține, fie foarte clar. Iar 2 de aici înseamnă 1 plus 1. 1 plus 1 supra 2. Da? 1 plus 1 supra 2. Așa că am să scriu de unde am pornit și atât la ce am ajuns. 1 pe 2 plus 1 pe 2 este egal cu 2, 1 plus 1 supra 2. Și fără să ne dăm seama, fără să ne propunem, sau 2 pe 2, care face 1, dar aici am pus la punct cum anume se adună două fracții care au același numitor. Două fracții care au același numitor, se scrie numitorul comun lor două, și se adună numărătorii. Foarte tare chestia asta. Dar noi la școală făceam digări. Bine, ne-a arătat și soluția asta. Și ideea asta, da? Dar cum făceați? Deci spuneați că face 1, nu? O doime plus o doime egal cu 1 sau 2 pe 2 deodată. Da. Dar știi de ce am făcut eu noi în chestia asta? Pentru că am să-ți mai prezint ceva foarte tare. Uite, 1 pe 2 mai poate fi scris echivalent, înseamnă tot atât, da? Dacă amplific și numărătorul și numitorul, nu modific deloc rezultatul. 1 pe 2 face 2 pe 4. Am amplificat asta cu 2. 2 pe 4. Este 2 pătrimi.
Nu? O doime este compusă din două pătrimi. Dacă voi îmi propuneați, mi-ați propus data trecută să gândim ca într-un cerc, nu asta, și o doime este o jumătate de cerc, iar două pătrimi, da? Două pătrimi fac doimea. Deci asta și cu asta fac împreună două pătrimi, nu? Fac exact doimea din înainte. Da. Sau poate să fie foarte bine și patru optimi. Patru optimi. Tot o jumătate este. Sau cât ai zis? 4 pe? Nu. Nu 4 pe 6. 3 pe 6. Sau 3 pe 6. Dacă amplificăm forța fracției cu 3, înseamnă că devine foarte bine 3 pe 6. Dacă le amplificăm cu 3. Dacă amplificăm cu 3. Sigur că da. Nu cu 3. Nu cu 2. Pentru, de fapt, aș fi putut scrie 1 pe 2 egal cu 2 pe 4, dar am continuat să spun egal pentru că este aceeași fracție. Da. Deci toate, 2 pe 4, 4 pe 8, 3 pe 6 sunt fracții echivalente cu 1 pe 2. Au același valoare. Da? Valoarea fracției este aceeași. Nu s-a modificat valoarea fracției. Tot o jumătate simbolizează. Sigur, egal cu 10 pe 20. 10 pe 20. Este aceeași fracție de mai înainte. Și așa mai departe. Pot continua cu câte exemple vreți voi, plecând de la o fracție. Același lucru înseamnă să mă întorc înapoi. Deci când am fracții de aceasta și cu numere care mai pot fi simplificate, deci descoper un număr prin care se împart și numărătorul și numitorul, eu mă întorc înapoi. Da. La fracția de origine. Cum mi-am zis eu noi? Da, poate fi și 5 pe 10. Da, 5 pe 10. Deci poate să fie asta 5 pe 10. Dar 5 pe 10 la rândul ei mai poate fi împărțit printr-un 5. Nu? Și atunci vine cât? 1 pe 2. 1 pe 2. Deci este corect să mă întorc înapoi. Da. Nu-mi place să lucrez cu numele mari. Știi cum am zis eu că se numește fracția asta? Ireductibilă. Ireductibilă. Adică asta 1 pe 2 nu se mai poate simplifica. Da? Asta este ireductibilă. Ireductibilă. Dar tu ce vrei să scrii noi, Emi? Îți place așa să privești la tablă? Ia să scrii și tu, bă. Sau tu ai de gând să faci ceea ce fac foarte mulți prieteni de-ai noștri. Ce fac ei? Se duc acasă, văd filmul, nu? Și au lecția făcută. Da, tu ești prezent aici, hai să și lucrăm. Deci, procedeul este și înainte, putem amplifica mulțind și numărătorul și numitorul cu un număr, fracția ca valoare este echivalentă cu cea la care am pornit, da? Dar putem face și procedeul înapoi, să simplificăm și numărătorul și numitorul printr-un număr, să împărțim și numărătorul și numitorul printr-un număr și fracția este aceeași, nu se întâmplă nimic. Știi, bănești tu de ce, Richard, am făcut chestia asta? Noemi și Richard, bărniți voi de ce? Păi poate fi reductibilă 1 pe 2? 1 pe 2 nu mai poate fi simplificabilă. Numai cu 1? Cu 1 simplificăm până mâine dimineață. Da? Da. Dar 3 pe 4, Noemi, mai poate fi simplificabilă? 3 pe 4, găsești tu un număr încât să pari și numărătorul și numitorul prin același număr? Nu. Tot ireductibilă este, da? Deci ireductibilă și asta. Exemple de fracții ireductibile sunt 3 pe 4. Dați-i și voi un număr, o fracție ireductibilă. 100 pe 150. 100 pe 150. Poate. Poate fi simplificată. Da, prin cât? Prin 50. Prin 50, deodată. Prin 50 și atunci face cât? 2 pe 3. Că 100 împărțit la 50, 2. Și 150 împărțit la 50, 3. Deci 2 pe 3 devine fracția asta. Da. Deci nu mi-ai dat un exemplu de fracție ireductibilă. De nata. A, ireductibilă. Ireductibilă. A. 9 pe 1. 9 pe 1. E 9, e în întreg. 100 pe 119. 100. Nu, pe 119, pe 199.
199. Sau poate? Ia să vedem dacă găsim vreun număr prin care să se împartă și cel de sus și cel de jos în același timp. 100 prin cine s-ar împărți? Hai să prin vedem. 2. Prin 2. Prin... prin... Nu, 100 nu se împarte la 3. Da, prin 4 dacă aș fi dar... S-a împărțit și prin 4, ai zis da, bine. Da, 25. Altul, prin 5 s-ar mai împărți. Prin exact. 5. Prin 5. Încă, 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 da, încă. 6... Prin 2, 4, 5... 10. 10. Foarte bine. Adică 2 din ăștia, 2 ori 5. 100. Sigur și prin 100. Da. Și prin 100. 1. Și prin 1. Astea se cheamă... Ei, toți astea se cheamă divizori. Deci numerele la care se împarte exact se cheamă că sunt divizori. Nu dă... Împărțirea e fără rest. Da? Se numesc divizori aceștia. Dar noi vreau să văd dacă mai găsiți un alt divizor. 2, 4, 5, 10... Doi, patru, cinci, zece, ați avut dreptate, e perfect. Oare... 15? 15 e compus dintre un 5 și un 3. 100 nu se parte la 3. A, da. 25. A, da, 25 e 4. Da? Și 50, așa. Sigur că da, și 50. Deci, 25 și 50. Mai crezi tu că mai sunt alți... divizori în afară de aceștia? Păi, ca să aflăm, am putea... Dacă mai sunt alții, după cunoștințele... 20! 20? Dacă facem... facem... 4 ori 5. Deci înmulțirea a 2 dintre ei... Eu am făcut 100 împărțit 5, care ne era 20. Deci 20 împărțit 100 ne dă 5. Corect, corect. Deci 20. Iată că eu chiar mă grăbeam să spun că n-aș mai avea un alt divizor. Și tu ai insistat și ai zis, am găsit încă unul, 20. Vreau să zic că 40 nu. 40 nu? Nu. Nu merge, nu. Am făcut 2-4, adică 8, da, 8, 5, da, nu, 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 nu toți, nu toți, da. Până într-un loc merge treaba, dar nu toți. Cred că sunt toți aici. Cred că sunt toți. Chiar ăștia doi se cheamă, se numesc divizori improprii. Da? Divizori improprii. Da. Nu știu, te fără peisajul astăzi. Deci divizorii proprii. Cine sunt divizorii proprii? 101, adică numărul în sine și 1. Se numesc divizori improprii. Așa. Deci 100 pe 19 nu... 100 pe 199 ar trebui să găsim un... acela care să se împartă și sus și jos. Prin 2, nu? Nu, că am încercat, nu. Așa, prin 2 nu. Prin 4 nu, 5 nu. Chiar așa. Oare când se împarte un număr prin 2, vine vorba. Ca să știu, aș vrea să știu. A, știu. Când un număr se împarte la 2? Când este un număr par. Așa, ultima cifră. Când ultima cifră, atât. Deci când ultima cifră este pară, gata. 0 sau par. Deci 0, 0. Dacă este 0, tot se împarte. Da. 0, 2, 4, 6, 8, da? 0, 2, 4, 6, 8, atunci gata, se împarte la 2. Dacă nu numai se împarte la 5? Trebuie să se termine cu 5 sau 0. Excelent! Cu 5 sau 0? Da. 9? Nu. Deci nu o să pune problema. Prin 2, nu? Prin 5, nu? 2 și 5 e de ăsta de sus, da? Prin 10, nici vorbă, că trebuie să fie 0 acolo. Da. Prin 3, când se împarte un număr la 3? Dați-mi un exemplu de numere care se împarte la 3. 99. Deci 99 se împarte la 3. Se face 33. Da. De acord. Când sunt numere... când un număr se termină cu... Cifre impare. Când se trebuie cu cifre impare. Nu mereu.
nu, nu este la anul, la 5 luni. Când se termină cu 3, 6 și 9. Când se termină cu 3, 6 și 9. Îți dau unul exemplu. 43. 43. 43 mai 4 la 3? Da, orice nu mai nu, nu. Ne dea... 43 nu se împarte exact. A, nu, exact nu. Când ne dea... O picat ideea ta. El a spus așa, că nu e 3, 6 sau 9, gata, se împarte la 3. Acum i-am dat răspunsul. Atunci, cu 6, când se termină un număr cu 6 și 9. Cu 6 și 9. Uite, 76. Ok. O să fac? 76 nu se împarte la 3. A, da, știu. Păi că... nu-i pică ideea lui. Da. Trebuie să găsim o șmecherie. Deci trebuie să găsim o șmecherie. Vedeți? Că se termină cu 9. Că se termină cu 9. 19. A, trebuie să spune că se termină cu 8. Că se termină cu 8? Că se termină cu toate numerele. Ia nu pică, iar nu e corect pentru că am dat destul de exemple. Că se termină cu 2. Cu numere pare. Cu numere pare. Nu. Nu merge nici asta tot timpul. Dar de ce 99 e bun? Dar a, ce când, părere aveți? 500? Nu, știu, profu, 23. Știu. Da. 3 se împarte numai la numere care au care sunt numere impare. Care sunt, de exemplu, 3, 6 și 9, doar că trebuie să fie identice. Adică, de exemplu, 666... Faci bine. Uite, mă, 522 se împarte la... Se împarte la 3. Oare? Poate să împarte la tablă? Hai. A, frate, nu e înainte. Așa. Ia, faci și tu bagă. Acolo? Da, da, da. Ia, acolo, păi. Egal. 3 în 5 mai deodată. Da, se parte. 7 la 3, 21. 4 la 3, 12. 174. Parcă pică toate teoriile care le-ai spus tu până acum. La fiecare idee care ai dat-o, ți-a dat contra exemplu. Ce secret are? De ce le nimeresc eu perfect? Vă gândiți în culise. Bă, gândesc în culise, sigur. Știu o tehnică. Da. Știi ce știu? Suma numerelor trebuie să împarte exact la 3. 5 cu 2. 7. Și cu 2? 9. 9 se împarte la 3. Oh. Ah, ce tare! Wow! Da? Deci eu fac numărul. Adică, de exemplu, poate fi și 14. Nu, adică... 114. Cum 14? Ha? 114. 114, zice el. 114. O să fac eu cam ales. De, de ce ți-o gândit el? 2 și cu 4, 6. Da, da. Și se hai poate. Hai să vedem. După poate. Pot da și eu un număr. Da? Neapărat. Bine. Mă gândesc mai frumos. Așa. Să-mi face frumos, da. 3 în 1. Nu merge. 3 în 11 merge de 3 ori și ne dă... Ala e 3, nu? Să spune pe... Scrie cu cuvinte, 3. 3, da. Ok. Merge de 3 ori. 3 ori, 3, 9. 3 ori, 9. Rest 24. Da. Nu, coborăm și pe 4. Și aici... 3 în 24. De 8 ori. 8 ori. Pardon. Așa. 8 ori 3? 8 ori 3, 24. 24. Mm. Pot da? Pot vedea acum? Poftim? Hello, Stefi. 525. 525. Împărțit la 3. Da, 7 ori 3. 7 ori 3, 21. Așa. Asta l-ați dat dumneavoastră? Nu, 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 nu.
Dar 90. Am găsit tehnica. Dar 522 se împarte la 9? Ia încearcă. La 9? Da. Stai să nu mai puțin, stați să-l fac aici. 522 la 9. Păi ar trebui. Da, se împarte. Se împarte? Da. Ia fă lucrurile cu împărțirea. Nouă se împarte și la 3, dovadă că s-o împărți la 3, dar și la 9. Da, da? Dar 525 al tău se împarte, are la 9. Nu, nu se împarte. De ce? Deoarece 12 nu se împarte la 9. Excelent! Astăzi, acum, am pus la punct... De ce 3 și 9 se împarte și atât? Sau deci, 99 se împarte și la 3 și la 9, nu? Da. Da. Fiindcă suma lor, 9 și cu 9, fac 18, care se împarte și la 3 și la 9. Deci când un număr se împarte la 3 sau la 9, când suma cifrelor sale ne dă un număr care se împarte exact fie la 3, fie la 9, da? Depinde de cum avem încă acolo. 12 la tine este un caz clar când s-a împărțit la 3, dar nu se împarte la 9. E să scriem chestia asta, că am descoperit și subliniem. Așa. Subliniem și spunem chestia asta foarte tare. Un număr, hai să-l luăm pe rând. Un număr se împarte la 2. Un număr se împarte la 2. Când? Noemi. Când suma loc. Suma. Așa este cu suma la 2? Nu. Când numărul se termină în cifre pare. A, la 2, da. La 2, păi, dar sublinează 2 acolo. Număr se împarte la 2. La 2, da? La 2. Dacă ultima cifră este pare. Pe urmă, un număr se împarte la 5. Când? Când numărul se termină în ultima 5, cifră în este 5 sau 0. Descurt, da? Un număr se împarte la 5. Un număr se împarte la 5. Când ultima cifră este 5 sau 0. Apoi, un număr se împarte la 3, în paranteză 9, adică depinde cum... La 3 sau 9? 3 sau 9. Dar și la 18, tot la fel, nu? La 18 nu am un criteriu, depinde. Că am făcut 3, 9, 9, 18, 18, 18. Dar nu merge tot așa să mulțești divizorii. Nu merge, poate. Nu? Deci, atenție, am dat exemplu concret când s-o împărțit la 3 și nu mai mers la 9. Deci un număr se împarte exact la 3, în paranteză 9 sau 9, dacă atunci când suma cifrelor sale... Se poate împărți la 9 sau 3. Da, când suma cifrelor sale se împarte exact la 3 sau la 9. Asta nu mi-am propus să vă spun, mă. Asta nu mi-am propus să vă spun, dar m-a spăcălit. M-a tras de limbă cu chestia asta, dar să știți de ce. Știți de ce? Pentru că aici a apărut situația dacă 100 pe 199 este sau nu ireductibilă. Adică nesimplificabilă. Și noi am venit cu exemplu, sau tu ai dat exemplul ăsta, 100 pe 199, nu mai țin minte cine l-a dat,
Și acum eu căutam să văd dacă găsesc un număr care să se împarte exact și la numărător și numitor. Să-l împarte și pe numărător și pe numitor, da? Ei bine, la numărător i-am căutat pe toți. Și i-am găsit toți divizorii. 2, 4, 5, 10, 100, 1, 25, 50. Se poate face 8, 5 împărțit la 3? Dacă se poate face operația 5 împărțit la 3? 8, 5 împărțit la 3. Există? Ca și minus, ar fi plus, sau plus 5 minus 21. Se poate face? Așa, n-am înțeles întrebarea, dar insist. Din nou îmi face și la tablă. Să vedem ce problemă. Se poate face 8, 5 împărțit la 3, precum cum făceam noi înainte, plus 21 minus... Dar simbolul ăsta trebuie să aibă pe cineva în față. Da? Deci el se leagă cu cineva. Deci oricine. Cine cu cine să fie? A, credeam că se poate face și cum era la minus și la plus. Păi da, la plus, când spuneam așa, câtă vreme ăsta e cu plus, nu mai marcăm, nu mai spunem plusul. A. Se subînțelege dacă nu mai are pe nimeni în față. Numai când este cu minus, îl marcăm. A. Da? Deci că sunt numere negative și pozitive, din motivul ăsta. Așa. Bun. Dar mă bucur mult că anumite lucruri pe care, mă rog, tu nu le ai clare, vii și faci un serviciu formidabil tuturor celor care ne privesc la ora asta. Așa că, să ne întoarcem la problema noastră. Este ireductibilă sau nu? Nu, este ireductibilă. Este ireductibilă. Da. Tu spui că nu găsim niciun număr încât să simplificăm și numărătorul și numitorul în același. Bun, ară, prin 2... Ăsta vrea de sus, dar ăsta de jos mai vrea? Da. Nu vrea. Că e nouă ultima cifră. Prin 4, dacă nu merge prin 2, nu îmi pune problema de 4, prin 5. Nu. Prin 5, că nu e 0 sau 5. Prin... deci cauți toți divizorii lui ăsta de sus. Prin 1, poate. 1, dar 1 este impropriu. Băi, da? Deci este... Este fracție ireductibilă. Că nu se găsim. Pune și 1. Deci 1 nu. A. 1 nu se pune. De-aia am zis ireductibile, adică nesimplificabilă. Uh-huh. Da? Deci, fracția de mai sus, aceasta este ireductibilă pentru că, am zis bine, nu? Da. Ireductibilă pentru că nu găsim niciun număr care să îl împartă și pe numărător și pe numitor. Nu mai putem simplifica cu alte cuvinte, da? A, adică când trebuie să putem simplifica așa, trebuie să fie la sfârșit ambele numere pare. Ca să fie prin 2. Da, deci prin 2. Da, prin 2. Da. Așa. Sau ca dacă vrei prin 3, cauți prin 3. Bună, noi căutăm aici 1 și cu 9. 1 cu 9, 10. 10 și cu 9, 19. Nu se împarte la 3 ăsta. Da. Dar să ăla de sus împarte, nici nu mai căutăm. Dacă ăla de sus câtă vreme, unul din ei nu vrea prin 3 sau prin 9, nu mai căutăm pe celălalt. Că poate să vrea el, dar trebuie să vrea amândoi. Da? Deci amândoi. Și numărător și numitor se împarte exact. Să vedeți de ce. Vreau să ne adunați acum 1 pe 3 plus 1 pe 6. Vă face pe 6. Da. Trebuie pe 3 să îl simplificăm cu 2. Să-l amplificăm. Să-l amplificăm, pardon. Deci, da. Fracția asta... Sau pe 6 să-l simplificăm dar cu 2. Dar nu se poate că are numai 1 sus. A, da. Ea este ireductibilă. Da. Așa. Și atunci mergem invers. O aducem pe asta. O luăm pe 1 pe 3. Deci o amplificăm cu cât? Cu 2, da? Cu 2, da. Și va face cât? Egal mai departe, cu mulțim și numărătorul și numitorul. 2 pe 6 plus 1 pe 6. Și cât face? 2 pe 6 plus 3 pe 6. 3 pe 6. Și 3 pe 6 este fracție ireductibilă? Nu. Se poate simplifica. Da, prin cât? Prin 3. Prin 3 simplificăm prin 3 și va face 1 pe 2. 1 pe 2. Da? Deci, iată, o treime plus o șesime ne conduce la o doime. Da? O treime plus o șesime face o doime. Ce am vrut eu să vă spun, copii? Că atunci când nu au același numitor, facem rost
Să ne ducem la ce? Da? M-a spus asta. Este excelent. Înseamnă că voi sunteți... Ne putem face. Băi, hai să văd acum cum vă puteți duce la 1 pe 3 plus 1 pe 2. Na, cum? Le-am luat specie. Păi, 1 pe 3 mai pus o 2. Că mi-e ambele. Pe ambele? Dar la cât să ajung? La... Știu eu. Poți spune. Una la 2 și cealaltă la 3. Adică cu una, pe care s-o amplific cu 2? Pe prima, cu 2. Știți cum? Și pe a doua cu 3. Doamna ne-a spus să luăm, dacă astea nu se pot așa, nu vine. Nu, au aceeași numitor. Da, exact. Luăm pe 2 și îl punem în partea stângă, luăm numitorul din partea dreaptă și îl punem... Amplifici pe asta? Da. Și cu cel... În partea aia laptă. Da, exact. Nu totdeauna. A, nu totdeauna. Bă, se vă arăt. Deci e bine cum am făcut? Da, deci ai gândit bine. Acolo, tu te-ai gândit la 6. Da. La 6, ai visat? Dar poate fi și alt număr. Ia să vedem, mai poate să fie altul? Nu. Ba da. Ba da. De exemplu, 3 ori... 3 ori 4 și 2 ori 6. Sigur, 12 să fie. Da. Deci, hai să terminăm ideea asta, deocamdată. Deci, amplifici, ai zis pe prima cu 2. Da. Și pe cealaltă cu 3. Și visul tău s-a îndeplinit, face 2 ori 1, 2, supra 6, plus 3, supra 6. Și acum, ce fericit ești când ai același numitor. Poți să spui 5 deodată pe 6, da? Că se adună. Câte vreme ai reușit performanța asta, Richard, tu spun, nu, tot nu e mi-a spus că mai are o variantă. Anume, că mai putea să gândească și ca fiind 12, da. Nu? Numitorul. Adică trebuie să-l înmulțesc cu 4 și 2 cu 6. Așa, deci iau din nou 1 pe 3 plus 1 pe 1 pe 2 și aici ai înmulțit cu 4 cu 6 și ai făcut cât acum 4 pe 12, așa este? Da. Plus 6 pe 12 și care îmi dă în final 10 pe 12, iar acum fracția asta este reductibilă. Împărțim printr-un 2, simplificăm prin 2 și face cât în final 5 pe 6. Aceeași fracție de mai sus. Dar nu cumva am muncit mult, adică am amplificat cu niște numere mari și cum am simplificat. Când puteam, asta a fost mai deșteaptă ideea. Mă presesc că de data asta aici ai gândit foarte bine. Că n-ai ajuns cu numere mari și pe rost să simplifici. Ci din capul locului, de la bun început, ai ajuns la o fracție ireductibilă. Îți spuneam eu că sunt îndrăgostit să lucrez cu fracții ireductibile. Tu nu ești îndrăgostită. Nu te-ai îndrăgostit de matematica asta, nu? Cu ideea asta încă. Dar uite, ușor o să înțelegi că este lucru performant. Ca să lucrăm cu numere mici. Ăsta 12 este o soluție. Dar numărul ăsta nu e cel mai mic. 6 este cel mai mic. Putea să fie foarte bine, și știți cine mai putea să fie aici? Cred că putea să fie și... 12 pe 8. 12 și 8. 18 ori nu mergea? Adică să fi mulțit cu 9 aici. Nu cu 9, cu 6. 6 ori 3, 18. Și din coace cu cât? Cu 9. Da. Și mergeam și cu 18. Da. Deci de acum multipli de 6. 6, 12, 18, 24. Deci tot faci, poți să faci cu numere cât vrei de multe, nu? Și că la, dar nu cele, vreau pe cel mai mic. De clipa asta îmi propun să găsim cel mai mic număr. Asta va fi ideea, cel mai mic număr care se împarte exact. Pe ele. 6 este cel mai bun, da? Da, 6 e cel mai mic. Bun. Acum să vă văd pe voi. Spuneți cât face 1 pe 3 pe 4. Hai să zic. 3 pe 4 plus 7 pe... Cel mai mic? Stai să vedem ce numitor vă pun eu acum. 7 pe 10. 7 pe 10. Și vreau pe cel mai mic număr cu cât... cel mai mic numitor, cu putință încât să se parte și la 4 și la 10. Știu care trebuie să fie cel mai mic. Ia să văd. Acum calculez. Da.
Este să poate. Este să văd, spune. Da, vreau să văd dacă se poate mulți și cu 4. Dacă se poate și la 4. Da, se poate. Gata. 20. 20. Iată, Noemi zice 20. Richard, ești de acord? Nu știu, am făcut a doua. Da, că altfel nu poate fi. Unul mai mic ca 20 nu există. Da. Da? Da. Deci, ia să du lucrarea până la capăt, deci am uite și cu cât aici? Cu 5, nu? 5? Păi da. Da, cu 5. Cât? Aici cu 2. Și acolo cu 2. Că, practic, după ce ai stabilit numărul acela, tu trebuie să ai în minte să se împarte și la 4 și la 10, da? 15 plus... Plus 20. Deci, așa. A, 15, super. Plus 27, 14. Da. Supra 20. 29 supra 20. Excelent. 29 supra 20. Și, Richard, totuși trebuie să vedem cum te-a găsit 20 deodată. Crezi că păi trebuie să fie împărțit la sfârșit. Am împărțit la 2 numitorul de la 7 pe 10. Trebuie să fie cu 0 la sfârșit. Eu inițial... Ia, fii atent ce idee are... Trebuie să fie cu 0 la sfârșit, dar 10 nu poate, deoarece 4 ori... Adică, da, 4 nu se poate mulți cu 1, mă, ca să ne dea 10. Așa. Deci ea vede un lucru foarte tare. Richard, merită să îi acordăm atenție, mă. Fii atent ce se gândește așa. Eu caut pe un număr care se împarte exact la 10. Trebuie să fie un multiplu de 10. 10 numărul simplu. Mai mare, îl caut și da? Nu băi pe cel mai mic. Și a mers pe urmă la cine? A mers la 20, da? Și 20 i-a făcut serviciu, zice, 20 se împarte la 10, că după era umblat eu. Dar se împarte și la 4. Ce bine e! Foarte tare! Dar te puteai duce, oare la 30 ar fi mers? Nu, n-ar fi mers. Dar la 40. Da, mergea, că eu așa am făcut. Da. 40 dar mergea? Dar e cel mai... Dar nu e cel mai mic. Da, nu e cel mai mic. Că noi am văzut, ne-am fript de data trecută. Merg cel mai mic număr care se împarte, exact, da? Asta e toată chestia. Din ce în ce mai tare suntem frământați, să găsim pe cel mai mic. Număr care se împarte exact la amândouă. Dar să știți că se pot adura și două, trei fracții. Îmi face? Da. Îmi place. De la un degheșit, o altul descoperi mi șmecherii. Dar când mai facem, de exemplu, 2 plus 3 pe 4, de exemplu. Acum au putem face. Yeah, 2 plus 3 pe 4. El mă întreabă că în afară de... Da. Pus arăt. Eu nu am înțeles că este asta. 2 plus 3 pe 4, adică 3 pe 4 plus 3 pe 4. 2 plus 3 pe 4, da? Nu, greșit. Egal cu. Pus arăt. Put. Plus 3 pe 4. Ia să vedem ce îmi spune el. Înmulțim de 4. 8 pe 8 face 1. 8 pe 4. Dar vreau să scriu matematic. Să scriu antimatematic. Adică, pui între linia de fracții. De pe egal. Da, acum ne-a spus și doamna. Da. Numai că nu prea și ca să-ți dea 2, cu ce număr împărțit la cât să fie? Deci, mulțim pe 2 cu 4. Dar fii atent, nu, asta. Îl șmecherii și mai tare. Uite, hai să-ți arăt. A, da, așa. E 2 pe 1. La. Și acum amplifici ca să aibă numitorul 4 cu 4. Da, așa, am uitat. Deci pe 2, Noemi, fii atent. A, îl înmulțim. 2, zic 2 pe 1. Da, așa. Și până aduc fracția asta la una care să aibă numitorul 4. Fracție echivalentă. Și atunci înmulțesc cu 4, vine 4 ori 2, 8. 4 ori 1, 4. Și face 8 pe... 4 plus 3 pe 4. Așa mi-e clar. Foarte clar așa, nu? Dar nu mă duci tine. Nu mă duci tine. Pentru toți privitorii noștri, nu? Poți să merg acum? Sigur că da. Facem 11 pe... Bun. Dar acum, noi pentru tine am pregătit un negheșițiu mai tare. Hei, domnule! Și pentru tine, Richard. Am înțeles acum. Da? Mă bucur mult. Uite, ce facem așa? Să facem așa. 3 supra 16 da. Plus 4 supra
10. Cel mai mic? Cel mai mic, nu. Ai găsit? Da. Da, cred că și eu. Da, pot să răiesc. Am găsit. Ce? Pot? Zi. 8-10 cel mai mic. Da. Nu m-ai găsit, ca să nu pot să înțeleg. Să fie politicos. Surana ta mai mică? 8-5. Da. Cu 5 acolo. Și aici cu 8. Și acolo cu 8. Și ne dă... Băi, întâi pune... Pune ăla. Da. Bine, frații, deci 15. Supra 80. Ata, 80. Plus așa. Tot în dreptul plusul să fii tot așa la mijloc. Puțin mai jos, uite, da. Uite așa. Deci în linia asta aici să fii în aceeași totul, da? Perfect. Așa trebuie să fie. Așa plus 8. Ori 4, 32. Da. 32 supra 80. 80. Și egal cu? 5 plus 2, așa? În linia. Da. 7. Da. Și aici 4. Da. 47 pe 80. Am luat numai cu mai mare. Dar stai să o clip în noi. Oare nu este altul mai mic? Nu. Nu. Nu, dar de ce am luat numai cu mai mare și... adică 16. Și am văzut care... cu ce poate fi înmulțit 16 ca să ne dea un număr cu 0 la sfârșit. Mai ai găsit niște șmecherii așa de tare, că nici eu nu-mi dau seama. Da, cum... eu... ești așa de repede? Asta este extraordinar. Deci tu ai zis așa, pe 16, cu cine să-l înmulțesc eu ca să dea cu 0 la sfârșit? Foarte tare! Se gândește repede. Și era la... cel mai mic. Și asta a fost... Ar mai fi și un altul mai mare ca ăsta? Mai mare? Da, decât 80. Ca să ne dea cu 0 la sfârșit? Da! 160. 160, sigur că da. Dublu lui 80. Da, 160. 160. Apoi cât ar veni? 240. Da, dublu. Voi îl găsiți pe cel mai mic. Asta este secretul cel mare și eu nu mă las până când nu ne spui, nu spui și, nu spuneți și mie cam care este ideea asta de bază voastră. Dar vă dau mai multe, cum, mai mulți numitoare. Mai multe fracții să adunați. Ia să vedem. 3 plus 1 supra 15 minus 1 supra 20 plus 3 supra 21. Nu, nu 21. 3 pe 4. Așa, 3 pe 4. Egal. După cel mai mic număr, care se împarte și la 20, și la 4, și la 15. Nu? Asta ar fi cel mai mic număr, care se împarte exact. Și la 20, și la 15, și la 4. Dar vrei spune, dar 3 nu-l luăm în seamă? Aia e, dar 3 e 1. Da, de ce ați... 3 e 3, 1.
Are unul. Și unul acela, la unul se împarte oricine. Deci căutăm cel mai minim număr care se împarte exact și la 15, și la 20, și la 4. Credeam că faceam cum i-ați dat lui Vicky atunci la tablă. Sau ați făcut atunci un exercițiu și Vicky a vrut să meargă la tablă. Sunt trei numere acum, nu? 20, da. 15 și 4. Ești capul sus? Mărca se împarte exact și la 15, și la 20 și la 4. Cel mai bine este de 20. Păi asta făceam. Da? Se împarte la 20. Cine s-ar împărți la 20? Să împărțim. Da, el trebuie să se împarte și la 20, și la 15 și la 4. Dacă le iei pe el, se împarte la 4 și la 20, dar nu se împarte la 15. Deci ar trebui să fim dublu lui 20. 40 se împarte la 20, da. La 4, da. Dar nu se împarte la 15. Mm. 60 se împarte la 15 și la 20, dar la 40. Parte, sigur că da, și la 15. La cât? La 15 se împarte. La 15 se împarte, la 15. Și face 4. Da. Și la 4 face 15. Uh-huh. Deci te opri unde nu trebuie. Ai spus foarte repede că 60 se împarte la... Da, nu mă pică, să discutăm întâi. Deci 60 se împarte la 15, și ai spus că 4 și dați nu știu dacă se împarte la 4. Păi cum se mai poate? Ți-a plăcut, nu? Și că 60, atenție ce mi-a spus. 60 se împarte la 15 și face 4, dar nu știu dacă se împarte la 4. E bă, ce bă, da, e bine că s-a înregistrat. Da. O să fac? Da. O secundă. Dar Richard, cum ai zis? V-am pornit eu un pic. Căutam multiplu de 20. Ca să se împarte exact la 20, am căutat multiplu de 20. Și am zis, hai să zicem, primul multiplu de 20 este 40. Îl mulțesc cu 2. În față, pe el mi-l rezolvă. Pe 4 mi-l rezolvă 40, dar pe 15 nu. Și atunci hai să facem multiplu de 3. De 3, da? Multiplu de 3 al 20. 60. Face el serviciu. Eu din prima dată când ați dat exercițiu și m-am gândit la 60, dar nu eram sigur și l-am abandonat și m-am uitat la altele. O să fac? Da, poți să fac. Richard, haideți să scriem. Acolo mulțim cu cât? Cu 60. 60 foarte bine. Aici cu 4. Da, am ridicat cu 4. Aici cu... Așa. Cu 15. 60 ori 3, 180. 180. Bine. Așa, 180. O să pui o singură linie de fracții. Știi bine, nu? Deci, în loc să pui la fiecare supra 60, nu știu ce, nu știu cum, o să pui una singură. Cât faci plus, plus, plus. A, da. Ca să nu mai sperăm da? Deci pune numitorul cât am zis, 60. Și sus este 180 plus 4 ori 1, 4. Plus 4, ca numărători, nu-i glumit? Așa. Minus 3, că e minus aici, da? Minus 3. Plus 15 ori 3. Plus 15 ori 3. Plus 45, da? Da. 45. Și egal mai departe cu...
8 cu 4. Da. Care 8 cu 4? 0 plus 4, 4, 4 minus 3, 1, 1 plus 5, 6. 6. 8. 8. Cu 4, de aici la 10. A, da. 8 cu 4, 12, 2 cu 1, lățim. Și 2. 2. 226 pe 60, nu, nu pleca de la ieșițiu, că ai încă ceva de făcut. Este ireductibil asta? Ce părere ai? S-ar mai este reductibilă. Reductibilă. Prin cât pot să împar? Sigur, da, sigur. Ia uite-te. Prin 2 să încercăm. Prin 2 se poate? Da. Asta e, sigur. Uh-huh. Că vedem cifră, la 3 acum. Că ultima cifră este bar, da? Uh-huh. Deci, hai să simplificăm. Punem aici când simplificăm. Prin 2. Și ce rezultă? Vom... Spune acum, egal cu... A, fac 226 împărțit la 2. Sigur că da. 2 în 2 o dată. Nu, aici pune. Că a, de la sute se începe. Da. Da? O dată. 2 în 2 o dată. 2 în 3 ori. Și la... Da, aici 30, sigur că da. Ia să văd dacă mai este divizibil prin 2. Nu mai e. Nu mai e, că trei nu mai e. Te depurezi. Da, trei nu e, gata, când unul nu vrea, gata, da. Cu doi nu. Dar cu trei. Stai. Cu trei? Să facem. Nu, nici cu trei. Că doi și cu trei, cinci, nu se împarte. Da. Da. Cu cinci? Da. Adică, nu, deoarece ar trebui să fie 5 sau 0. Așa, și ăsta vrea, dar nu vrea celălalt. Da. E, amândoi trebuie să vrea. Da. Da? Amândoi trebuie să împărțim în același număr, am văzut acum. Prin 9. Prin 9, să vedem. Da, suma cifrelor. Suma cifrelor. La 9. 5. 5 nu se împarte la 9. Da, nu. Deci clar, nici 2, nici 3, nici 5, nici 9. Este ireductibilă. Este ireductibilă pentru momentul acesta. Unde este? O să spui acolo, aici. Ireductibilă, da. Ireductibilă. Băi, dar trebuie să găsim secretele astea. Cât? 52. 52? Ireductibil. Poți să oprești la 52, că punem altul. Revenim. Da.